Deci am dormit așa de bine și așa de liniștit. E un loc aici, este un loc superb. Nu, acasă tu dormi liniștit, jură-te tu. Acasă tu nu dormi liniștit, da? Am zis că am dormit bine, hai mă prichitei și gata, am ochiul, sunt gata. Bă, nu pot să fac, uite. Femeile astea stau acum să macheze. Hai că trebuie să mergem și noi cu barca. Ți-am pregătit tot acolo cu barca. Cine se mai face vreodată freza? De ce nu mai mă faci? Păi nu ți mai fac. Păi mă, Brigitte, te iei de mine că mă machiez. Păi de fiecare dată. Păi oricum tu ești frumoasă, mă, Brigitte. Bă, Brigitte, bă. Nu trebuie să te machiezi, bă. Nu mai alea se machiază dimineața. Jură-ți, băi, vezi că ai o cărță de fete care se machiază dimineața. O să te urască toată. Mai bine ai grijă ce vorbești. Bă, Brigitte, bă, păi suntem în Delta, mă. Nu suntem la un concurs de frumusețe. Tu oricum ești frumoasă. Uite. Uite ce nevastă am. Cum o dai, cum așa? Să știi că vezi că m-am trezit la ora 7 și ceva. Să nu care cumva să știi că te-ai trezit tu primul și din astea că eu bă, zic peste tine. Am dormit așa de bine aseară, așa de liniștit aici, nu să nici mă așteptam să dormi așa bine. Foarte multă liniște. Mamă, ce am visat eu? Ce? Eu am visat toată noaptea cu Joe. Cu Joe? Da, ar trebui să sunăm pe Cătălin să vedem dacă s-a dus ce se întâmplă cu Joe. Am visat cu Joe jos. Păi da, da, am visat că erau doi câini, un negru și un alb. Joe. Și te sedea cu cremă și... Și am visat că l-am uitat din greșeală aici așa la restaurantul ăla cu pictură înăuntru pe Joe. Și dărma tot de pe mese. Dar el nu face așa acasă. Joe. Pe ce, l-a băgat vreodată în casă să vezi ce face? Nu, afară, că pune afară, masă. Da, eu am visat și am visat că... Brigitte, am vrut să scot afară. Și ce rugămintea la tine? Să ții costumul de baie? Mi l-am luat, stai liniștit. Nu mai avea atâtea rugăminți la mine, că știu și eu ce am de făcut. Mai bine te-ai uitat de Sara. Am până mă fac eu pe aici. Gata? Bă, și știi ce mă enervează? Că am uitat să-mi iau, am uitat să iau și eu o pungă sau un... Bună dimineața, domn... Nu vine să crezi, Sara. Nu intra peste tu ești ea. Gata, nu pot să cred lucrul ăsta. Bună dimineața. Bineînțeles, ne-am trezit dimineață, toate bune și frumoase. Eu am fost mai repede, gata, că sunt bărbat. M-am trezit... Da, m-am mișcat mai repede, a mea Brigitte a rămas, mai avea de machiat, a rămas să machieze. Acum mă gândeam, hai să o trezesc pe Sara, să văd, să vedem ce, cât iar întârziem cu Sara. Spre surprinderea mea, am bătut la ușă la Sara, când am deschis ușa, Sara mea era gata, era îmbrăcată, era spălată. Păi Sara, bravo ție, mă, înseamnă că Sara, înseamnă că Brigitte, toate cuvintele ei și toate discuțiile ei cu Sara dau roade. Sara mea a fost gata. V-am urat o bună dimineața. Ce înseamnă că îmi urez bună dimineața? Să-mi dai răspuns la fel sau să nu mă dai bubă? Nu e ce s-a întâmplat? M-a trezit când visam foarte frumos! Ce-ai visat? M-ai visat pe mine? Că ți aduceam mâncarea. Hai zi. Zici ce-ai visat. Îmi dai mie ăsta să-l iau eu? Nu mai țin minte acum. De ce, Zara? Era frumos, dar nu mai țin minte. Ce primești o dimineața asta dacă te duc undeva, un loc frumos, cu bar? Deci n-ai cum, Sara. Eu te duc în locuri unde n-ai visat în viața ta. Ai fost vreodată în Delta? Vreau aici! Ia dă-tu mânuța la mine. Primești și eu ceva în dimineața asta? Uitați-vă ce fată am. Ia du mâncarea la pat și nu mănâncă. Păi da, ține dietă, mai nou mi-a cerut și mi-a corsete cerut... de alea de făcut talie. Dar să știi că clătitele au rămas intacte. Intacte, nici nu s-a apropiat de ele. Două porții de clătite. Ia să văd unde sunt. Nici nu s-a atins de ele. Doar... Ce mincinos ești, iute. Am mâncat clătitele. Două porții de clătite, una. Două bucăți ai mâncat? Și când te-ai dus la masă, ce ai mâncat? Când te-am mai chemat? Una. Și total cât ai mâncat? Una înseamnă trei? Doamna, n-am mâncat nimic, toată ziua, nu am niște cartofi prăjiți. Sunt... Doamna, domnișoara Sara, haideți, vă rog frumos. Sara tot cu pantalonii ăștia, vii, domn? Haide tu cu mine. Hai că dau la tine pupic. Pantalonii mei roz. Haide. Mama. Zau pupic. Hai. Iubita mea. Nu! Hai, mama, tu. Ți-ai luat costumul de baie cu... Trebuie să ții costumul de baie, nu veni cu pantalonii ăștia. Nu! Repede. Nu. Ba da, nici aia nu. Hai că zic eu ceva la ureche, să vezi că vine imediat acum. Hei! Vino să zic eu. Las-o că vorbesc eu cu ea. Deci, îți iei un costum de baie acum, că mergem în la mare. Nu te băga tu peste mine, te rog. Să-și ia costum de... Și ce? Las că vorbesc eu cu ea, că sunt ale femeilor, ce te bași, că ești bărbat, nu te dai. Îți dau eu pantalon scurt. Dar nu vreau pantalon scurt, eu nu port pantalon scurt. Vino să zic ceva la ureche. Semi scurs, de aia, pink. Nu. Cum mă, Sara, să ratezi tu să vezi atâtea păsări frumoase, să vezi atâtea locuri minunate, să mănânci un pește bun? Nu, te ia mama cu ea, nu te lasă acasă, fetițo. Da, acum, hai. Să te și cred. Face, de câte ori ți-am promis ceva, m-a ținut de cuvânt? Hai. Ce-i bă, iar i-ai promis bani. Bă, Brigitte, nu te mai băga tu, bă, între afacerile mele și al lui Sara. Deci sunt afaceri, deci e vorba de bani. Haide, fată mea. Pentru mine. Îți dau pupic atunci. Nu vreau să mă fac în costum de baie, mi-e frică.
păi nu, ăștia. Păi nu, ascultă-mă, ieși pe ăla la tine, că facem un salt. Da. O aruncă să poți să-mi dăm amândoi. Stai, mi-și spune. Nu, păi tine, nu, tu ai aruncă. Haide. Haide, mă. Acum. Bă, Sara, te las un gato. Haide, Sara. Hai, te las să te schimb, da? Îți mai aduc o porție de clătite? Poate-ți revii? Nu e adevărat. Dimineața clătită nu merge bine. Haide, Sara. Hai, hai că e târziu. Și trebuie să... Neușa! Sara, ce e cu tine, măi? Iară te-ai transformat. Până acum erai drăguță, erai tot. Și-a făcut și duș. Am și trebuit acum, să... Nu știu ce... Când a văzut camera, a început cu chestiile alea. Cu Sara duș de dimineață. De ce? Nu, face în fiecare dimineață. Încetează, nu mai fi rău. Mă refer că s-a trezit dimineață și a făcut duș. Nu trebuia să mai stăm după ea să facă duș. Adică bravo, Sara. Pă bun, acum stăm să se îmbrace, că s-a îmbrăcat înapoi în pijamale. Așa ceva n-am pomenit. Pasă, mă, eu nu sunt... Că ești o fată deosebită, Sara. Păi da, eu ce sunt, Sara? Tu ești ce ești, auzi. Tu ești ce ești și nu poți să fii ce nu ești. A, bine, Sara. Deci totuși ești gata? Eu am plecat, să știi. Te las aici. Abia așteaptă. Nu mai poate ea că plecăm noi. Păi nu e nimeni aici, o să chem ursul. Te duc la Timișoara. Bă, eu mă duc să-mi faci și mie freza brichite, dacă te rog frumos. Cred că mi-am pierdut. Nu. Bă, eu? Îți dau pupic. Hai, că și că, dacă nu faci... Că nu te prind că vii să-ți fac eu freza, nu-ți fac mă nicio freză. Deci înțeleg. După ce mai pui negrit... Asta înseamnă că aseară am dormit pe mine. E normal, când e brichite nervoasă. Așa e, dar nu aveai cum să muncesc. Prostile. Părere, numai vorbești în punga, Iurea. Du-te și fă-ți freza. Că ești ultima. Păi dacă nu mi-o fac eu, nu cine mă brighite? Eu mi-o fac, mă, stai liniștită. Păi stai și fă-ți freza. Păi ce crezi că apelez la tine? Când făceam eu freza? Când îți făceai freza? Aia sub formă de lolec și bole. Aia așa. Aia de Ceaușescu. Aia în sus? Păi dacă nu mi-o fac eu, atunci cine? Eu fac grătar, eu cargint, eu fac freza. Uite, voi ce faceți, mă? Da, mă, așa e. Adevărul e că na. Vă machiați o ziua. Tu ești totul și noi suntem și noi pe acolo. Toată ziua, mă, să-mi iau eu, mi-au pantaloniște la mine. Cine te trăiește dimineața, dar ajunge departe. De ce eu sunt gata? Cine are o forfecuță? Cine are o forfecuță? Florin, du-te și adun cuțit sau taile pe toate. Ce vrei, atent. Vrei să-ți faci astea? În loc de una am cumpărat două. Ce? Brățări pentru țânțari. Stai așa, gazba, care să... Sara, ești gata? Bravo, Sara. Eu nu o să port niciodată pantalon scurt, da? Nu e problemă, Sara. Atunci, Florin, vezi că am... Aici, sper că l-am luat. Caută și tu prin valiză. Hai. Păi se putea să nu mă gândesc eu că sunt țânțari în Delta și cred că nu este un mit, chiar erau țânțari în Delta. Am luat pentru toată echipa brățări. M-am gândit la toată lumea. Da? Las că mă dă Sara. Dă-mi Sara tu un pupic. Păi dacă uite, uite vrei cine mă iubește. Dacă zici că vrei un sărut, te rogi, dacă nu mai vrei un pupic. Nu am auzit nimic. Uite mă cine mă iubește. Cine sunt? Sara, tot Sara. Gata, hai că am întârziat rău de tot. Acum nu știu cu ce mi-e. Haide, fă-vă, dă-ți. Nu știu cu cine vorbești, dar telefonul sunt polo aer cu fă pe aici. Auzi, ia zi, în ce... Cu ce mergem? Cu mașina noastră? Ți-am pregătit-o, bă, prighite, nu trebuie să luăm mașina. A, da, păi nu, dar să știu, vezi că avem și două prosoape pe cine le care pe alea, că am uitat să iau... Oare cine poate să le care, Sara? Mai încet că trezești toată lumea. Păi la ora asta, bă, Brigitte. Da, oamenii poate să dormă. Că avem și o oglindă pe aici. Cine știe? Mă, că nu că mă laud. Dacă dorm. Bă, dar sunt frumos drău. Chiar așa ți-ar conveni să te trezească și pe tine cineva așa cu urlături de astea? Ia, mă, că sunt bine. Aia nu că mă laud. Astăzi nu prea mi-a sunat nici machiaj, nici asta este. Actor de filme. Actori de filme? Păi, bă, Brigitte, dacă e 52 cu 10... Actor de filme... Ai vrea tu. Actor de filme... A rămas ușa deschisă, ne aude tot. Brigitte! Mai ce, că ușa deschisă, acum am văzut. Păi, Brigitte, crezi că lumea se trezește ca tine, mă, Brigitte? Mai ce, că ușa deschisă la intrare. Auzi, Brigitte, îți iau și telefonul de rezervări? Bă, adevărat că e soare aici. Hai! Fii atent! Uite aici așa, e ușa deschisă și nebun, te aude tot palierul. Asta... Ți-ai brichite-i cumva azi dimineață? Mai încet, mă! Ești nebun! Te aude tot palierul, nebunule, care ești. Haide, Sara, gata?
Cum? Auzi? Cum zice? Mie e bun, să știe toată lumea, s-a trezit pastramă. Sau brichetă. Cum îi spune? Ceva de aici și nu mai scap pantalon. Haide, haide, mână cu, hai. Mamă, ce ochelari frumos ești, ha? Să n-am eu agrafă. Haide, Sara. N-am nicio agrafă, deci nașpa. Bă, unde am găsit o pastă? Ia asta este, poate. Un ciuș de făină și mălai, hai. Sara, ești gata? Hai, hai, Sara, mai... N-am, frate, nicio agrafă, deci le ieși. Luăm de la Sara. Haide. Sara, chiar n-ai nicio agrafă? Eu cu Sara am fost gata, acum Brigitte a mai întârziat un pic. Că, domne, că trebuie să fie frumoasă. Băi, Brigitte, tu nu știi. Bă, tu ești frumoasă oricum, mă. Dar Brigitte-a mea vrea să fie ață, frate, să când iese din casă, să fie pusă la patru ace. Bă, Brigitte, suntem în Delta, mă, nu suntem la Satrope, mă, Brigitte, mă. Niciuna mică. Saru. Cea mai mică. Jacquere, hai. Prostie. Hai că îți dau acum să mănânci, hai. Cum mai e foame? Nu mai este, s-a terminat micul dejun, e ora 11. Îi dau un barcă să mănânci. Ce dai? Nu mai ce ești nebun, nu mai stau. Prin pește. Mi-am murdărit asta, toată rochea. Hai bine, hai. Hai, da, hai. Mama. Da, mama. Da. Sper că după barca aia mă duc acasă să dorm. Eu nu înțeleg ce zice. Bă, asta. Bă, frumos e dimineața asta. Ce? Ești foarte frumos în dimineața asta. Ai dormit cu fața la cerceaf? Ce-i zis, mama? Hai, Sara. Taci. Ce-i gata, mă, la că da, hai. Și sunt gata. Ah, las, hai, hai, Sara. De ce mi se părește pe ceana? Da, să nu uite, și eu ce fraieră, să nu mi-am eu geanta aia specială de plajă. Aolo, ce-i pe frunte? Nu, lasă așa, lasă, bă, dar stai, ce trebuie să-i spui, mă, Sara, mă? Ce e, mă, Sara, pe frunte? Nimic. Ce am, mă, pe frunte? De ce mi se cojește spre ceana? Că ai făcut un coș acolo. Păi, uite ce, asta de plată, ia uite, mai mulțele astea. Eu o să încă economia. Haide să vă rog. Să închid eu toată lumina. De ce mă poți? Te lua brățară, mama. Pentru că și nu-i făcut așa. Că te-am făcut așa să mergem. Pardon, bine. Bă, Sara, ce cu tine? Te-ai bătat, mă? Vă rog frumos să ajung un pic. Ah, e ok.